Descoperirea șocantă a fost făcută în această dimineață pe o plantație de pom fructifer din Curtișoara, de unul dintre colegii tânărului din Moldova. Văcarul este convins că amicul lui s-a electrocutat, întrucât de câteva zile a tot repetat că vrea să ia acasă firul desprins din rețeaua de înaltă tensiune. E un fir mai vale de capul de ăsta, atârnă din jos. E un mai moș. Da. Și el umbla cu creangă de prun să atârne de el. Și i-am spus lui Neagilea dimineața și zice, ia omul pe acolo în vale și vezi. Și că am luat-o pe aici, pe linia, am văzut foarte că a profită de stâmpă. Când și-a văzut prietenul la pământ, bărbatul și-a alertat șeful, care a sunat imediat la 112. Medicii de la ambulanță au constatat că văcarul era decedat. La locul accidentului, persoană găsită decedată, posibil, adică sigur, de câteva ore, așa, probabil prin electrocutare, fără funcții vitale, rigid, cianoză instalată. Tatăl proprietarului animalelor la care era angajat, tânărul moldovean, susține că l-a văzut ultima oară seară, după ce a adus vacile acasă. Acesta locuia în casa șefului și a spus la plecare doar că are treabă. A plecat de dimineață cu vacile, ce s-a întâmplat? Nu, ci că n-a plecat, de-aseară a plecat. A plecat și a spus colegului lui de serviciu, adică cel rămbăiat, că se duce, că are o treabă. Și azi dimineață când se sculară, deci băiatul și cu celălalt băiat, se sculară ca să mulgă vitele, el nu fu acasă. Polițiștii efectuează cercetări în acest caz. Cadavrul a fost găsit lângă un stâlp de electricitate, existând indicii că decesul ar fi survenit în urma electrocutării. Acesta a fost ridicat de către Serviciul de Medicină Legală Gorj în vederea efectuării necropsiei. Medicii legiști vor stabili cauza decesului. Reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj vor efectua o anchetă pentru a stabili dacă văcarul muncea legal.